Bine ați venit în bucătăria lui Adijo! Pregătim un sos de dovlecel cu lapte, pentru care folosim 4 dovlecei potriviți, o legătură de mărar, o jumătate de litru de lapte, 30 de grame de amidon, 2 linguri de ulei de măsline, sare și piper alb după gust. Începem prin a curăța dovleceii. Apoi dăm pe răzătoarea mare. După care condimentăm dovleceii cu o linguriță rasă de sare și tocăm mărarul. Apoi punem o cratiță la foc potrivit, în care adăugăm uleiul, iar când acesta este încins, punem și dovlecelul ras. Urmează să lăsăm cratița la foc cu capacul pus pentru 2-3 minute, bineînțeles după ce amestecăm puțin. Între timp, amestecăm amidonul cu laptele într-un castron. Pe timp ce adăugăm laptele, amestecăm cu ajutorul unei spatule. Eu folosesc lapte degresat, dar se poate folosi și integral sau alternative precum soia, migdale sau cocos. După expirarea celor 2-3 minute, îndepărtăm capacul. Și după o altă jumătate de minut, adăugăm amidonul diluat cu lapte. Din acest moment amestecăm ocazional și lăsăm cratița la foc până când sosul de dovlecel se va îngroșa. Asta va lua în jur de 2 minute la foc potrivit. Amidonul poate fi înlocuit cu o cantitate de făină aproape dublă. Apoi stingem focul, potrivim de sare dacă este cazul, adăugăm și o jumătate de linguriță de piper alb. Punem și mărarul tocat, mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de mult vă place această verdeață. Și cu asta, sosul de dovlecel cu lapte este pregătit. Se poate servi ca atare sau ca și garnitură, lângă un grătar sau lângă o friptură. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adijo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!